Aceasta este o donație din partea investitorilor de la regiunea Mid, care au venit ca să vă satisfacă, într-adevăr, neajunsuri care le avem noi în instituție. Adică avem nevoie de mobilier, da? Acest mobilier astăzi l-am primit. Consider că o să vă simțiți confort aici și o să faceți ore, să vedeți o sală multimedia în care faceți ore, având mobilier frumos, cred că o să fie și calitate, da? Confortabil pentru ca să desfășurați ore în cadrul acestei săli de clasă. Atunci era mobila mai veche, se strica, dar acum s-a noit și e mai luminos în clasă. Putem să facem multe ore frumoase și suntem mai fericiți. Am avut s-a schimbat în sală mai bine pentru că înainte era dezordine și băncile erau murdare, descris de... Am avut schimbări în băncile, erau schimbate scaune. Am observat, era mai mult era altfel, dar acum s-a schimbat. A stat mai confort, mai bine. 23 de bănci și 46 de scaune. Adică e un set în care, într-adevăr, care școala noastră are nevoie de acest mobilier pentru că această sală avea un mobilier cam o leacă învechit. Am primit două table care sunt portative. Într-adevăr, noi nu aveam așa table. Asociația Oștească de Activă din satul Cinșuț am beneficiat de ajutorul SRL Regional MIT din satul Cinșuț cu un suport de 40.000 de lei la amenajarea acestui parc. Locația aceasta este destinată pentru persoane cu dizabilități și persoane etate din satul Cinșuț. La fel, avem o colaborare frumoasă cu Regional MIT. Au donat 28.000 pentru draperii, la procurarea draperiilor pentru două grădinițe din satul Cinișăuți. Au participat foarte activ la Iarmăroc, care se petrece deja de 2 ani consecutiv, unde colectăm fonduri pentru diferite activități sociale din satul Cinișăuți. Regional MIT a susținut și susține sportul în satul Cinișuț și anume a susținut două echipe de fotbal cu procurarea a 10 mingi ca copiii să aibă posibilitatea să antreneze. Regional MIT a venit recent cu ajutor umanitar pentru pacienții de pe lângă centrul medicilor de familie din satul Cinișuț. Centrul de sănătate Cinișuț deservește peste 4.000 de persoane împărțite în două sate, Echimăuți și respectiv Cinișuț. Dintre acești 4.000 de persoane, practic fiecare al treilea este pacient cu o patologie cronică care se află în evidența medicului de familie. Peste 200 de persoane suferă de patologie neuromusculare a sistemului osteoarticular și pacienți cu dereglări de statică și mers. 7 persoane sunt țintuite la pat. Ei necesită supraveghere și ajutorul permanent al unui adult. Ei au nevoie de saltele ortopedice, de masaj, diferite manipulații zilnice și practic permanente, inclusiv au nevoie de a se deplasa cu ajutorul unui scaun cu rotile sau cu ajutorul unui suport. Ajutorul umanitar primit prin intermediul companiei Regional MIT, care include premergătoare, scaune cu rotile, saltele ortopedice, vicee. Mi-au ajutat foarte mult centrul de sănătate, lucrului asistentului social, rudelor pacienților și nemijlocit pacienților care suferă de patologiile enumerate anterior. O parte din aceste utilaje deja au fost repartizate pacienților care au avut nevoie. O parte va rămâne la centrul de sănătate, vor fi repartizate pacienților. În caz că pacientul deja nu mai are nevoie de acest utilaj, se va reîntoarce la centru, după care îl va primi alt pacient. În jur de 40% de salariații care activează în Regional Medicine din satul Cinișăuți, contribuim la impozit, taxe și alte lucruri. Făcând cunoștință cu primarul, cu situația din școli, din grădiniță, am luat decizia de a ajuta școli, grădinițe, persoane. Deoarece compania Regional MIT are angajat și din orașul Rezina, investitorul danez al Regional MIT a hotărât să vie cu un alt act de caritate și în special Casa de Bătrâni, Azilul de Bătrâni din orașul Rezina,
căsuța bătrânilor. În lotul de marfă care se donează este, se află saltele, premergătoare, paturi specializate și multe alte lucruri care considerăm noi că este necesar pentru bătrânii de aici și sunt niște bunuri care am considerat noi că ar fi necesare aceste persoane. Avem oameni care nu se pot deplasa singuri și permergătoarele care le-am primit astăzi o să le ajute să se deplaseze de sine stătător, pentru că sunt mulți, sunt 35 la număr și personalul nu dovedește. Paturile electrice sunt și ele binevenite, pentru că avem persoane care nu se deplasează și nu se mișcă. Și sigur că o să fie un suport foarte bun pentru iarăși, pentru lucrători și pentru beneficiari. Atâta timp cât statul nu poate să acopere în totalmente toate necesitățile azilurilor, eu cred că toate azilurile au nevoie de așa fel de utilaje. Am fost nevoit să ne adresăm la așa fel de companii ca Regional Mid, știind că dumnealor fac așa fel de cadouri, utilaje, mobilier sau necesitățile pe care noi le-am avut, adică i-am rugat să ne ajute și ne bucurăm foarte mult că am fost auziți. We started for 20 years in a country called Latvia and această acțiune de caritate s-au început în jur de 20 de ani în urmă. Este lucruri asemănătoare care le fac și alte țări precum Latvia. Când au venit în această țară să facă investiții, adică au văzut aceleași posibilități și oportunități paralel de a face afaceri, adică de a ajuta societatea. Respectiv, au decis să doneze aceste lucruri la școli, instituții medicale și alte lucruri. So this is why we get this donation.